ne aflăm în seara aceasta să decernăm în clinica noastră fericitul câștigător al tombolei noastre. Vă mulțumim că v-ați revenit câteva clipe din timpul dumneavoastră în acest sfârșit de săptămână aglomerat pentru noi toți, pentru că lucrăm într-o clinică și pacienții sunt alături de noi și ne solicită până la ultima zi, până la ultima clipă de lumină a zilei. Ca să nu lungim emoțiile, o să vă spun că în seara aceasta avem câștigătorul tombolei noastre desfășurate începând cu 1 noiembrie 2018 până ieri, 31 ianuarie 2019. Uite, acum descoperim care este modalitatea de participare la această tombolă. Haideți să vorbim împreună. Pentru a câștiga la tombola noastră, pentru a participa în primul rând la tombola noastră, a trebuit ca orice persoană care avea nevoie să efectueze cea de pe schimbare permis, să completeze un talon primit în recepția clinicii noastre, cu datele personale și să-l depună în această urnă. Precum majoritatea dintre noastre știu, aceste cele de pe schimbare permis se efectuează în cadrul clinicii noastre, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii de luni până vineri, începând cu ora 14 până la ora 16. În acest interval, o comisie de medici se întrunește pentru a valida persoanele care trebuie să-și schimbe, să-și efectueze cea de preschimbare permis. Pentru a asculta puțin din eveniment, o să trec mai departe la prezentarea comisiei de validare a câștigătorului. Voi începe cu doamna dr. Ion Rebecca Ramona, care este directorul medical al clinicii noastre. Îi mulțumim foarte mult că și-a lăpit chiar de o consultație s-a alăturat nouă. Alături de domnia sa se află domnul dr. Naum, care este medic neurolog în cadrul clinicii noastre. Este membru al comisiei de fișe de preschimbare permis. Alături de domnia sa se află doamna expert contabil Constantin Rodica. Îi mulțumim și dumneavoastră foarte mult că s-a alăturat din nou. Și doamna Oana Florea, îmi spuse nu în ultimul rând, doamna avocat. Ne vom apropia în minutele ce urmează de urna noastră pentru a afla propriu-zis numele câștigătorului. De acord, Luxic? Da. Da? Haideți să ne apropiem. În primul rând o să luăm cheia. Pentru că toate taloanele stați acolo. Deschidem așa. Cu permisiunea dumneavoastră, pentru că este mititic, o voi coborâ la nivelul ei. Perfect? Stați așa. Aș vrea să iau. Da? Haideți să amestecăm un picuț, amestecăm, facă mâna în interior și amestecăm. Toate. Cum trebuie. Așa. Așa, și de pe lateral, de toate, pe toate. Așa. Poți să pui și cealaltă mânuță, dacă te ajută. Așa, cu amândouă. Ca și cum mesteci într-un bol de făină. Te joci cu nisipul kinetic, da? Când te decizi tu care, când vedeți tu că ai găsit unul așa norocos, îl apuci, îl încoci și îl extragi. Da. Dăm în talon. Unul singur. Hai. Unul cel mai norocos dintre toți. Ia să vedem cine e cel mai norocos. E distractiv. Așa eram și noi când eram mici. Nu ne săturam de joacă. Amestecăm, prelungim suspansul, bineînțeles, pentru că ne aflăm la o tombolă și câștigătorul se lasă aștepta. Ne dai un câștigător în seara aceasta? Dă-mi un talent. Dă-mi unul. Acesta. Pe câștigător este Soroceanu Constantina, este o doamnă. Pe 11 decembrie a depus talonul în urna noastră. Luxi, haide sus. Uite,
să dai doamnei Rodrigo, doamnei Rodrigo, mă stai. Mulțumesc. Doamna Rodrigo, datele sunt complet completate. Da, corect. Da? Da? Este în regulă? Este în regulă. Perfect. Mulțumim tare mult. Încercăm să-l și sunăm, vă sunăm pe doamna? Hai să sunăm. Dați pe speaker și puneți microfonul. Și eu vom anunța în cursul zilei de astăzi. Domnia sa va avea 48 de ore pentru a-și revendica premiul, pentru a sosi la noi în clinică. Vă pot arăta în momentul acesta și forma diplomei, în baza căreia va putea și să participe... Mai puțin, vă rog. Da, imediat. Mai puțin loc, să-mi permiți, îi putem trece și numele, astfel încât